Salutare, salutare și bine te-am regăsit! În cazul în care ești nou pe aici, nu uita să te abonezi și nu uita să dai click pe clopoțel, astfel YouTube să te anunțe mereu atunci când postez un nou video. Continui seria de peripeții de ghid cu o întâmplare neplăcut de reală, o întâmplare ce m-a solicitat foarte mult, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Eram la început de drum, nu aveam experiența, cunoștințele pe care le am acum. Plus că munca cu semenii nu este deloc ușoară, este o adevărată provocare care îți aduce însă și multe satisfacții. Te încurajez să devii ghid doar dacă ai pasiune pentru turism, căci această meserie nu trebuie privită ca un job ce îți asigură plata facturilor lună de lună și obținerea de hrană și mici plăceri ale vieții. Să fii ghid de turism este o activitate care, pe lângă asigurarea necesităților, îți aduce satisfacție și bucurie lângă oameni și presupune colaborare, încredere, respect, dar mai ales comunicare eficientă. În această meserie vei avea parte de întâmplări frumoase, dar și de întâmplări mai puțin frumoase, iar azi vreau să împărtășesc cu tine o astfel de experiență, o astfel de întâmplare. La ora 18 am plecat din Grecia, am plecat din Paralia Caterinii spre țară, pe ruta Bulgaria, Calafat, Craiova, Timișoara, Oradea, Satu Mare. Turiștii erau deja sureșcitați, ca să nu spun nervoși, căci eliberaseră camerele la ora 9 dimineața, iar plecarea spre țară se făcea la ora 18. În intervalul acesta orar, lumea, în loc să meargă la plajă și să se bucure de încă o bere rece sau de o înghețată, stăteau în holul hotelului pentru a-și supraveghea bagajul, cu toate că exista personal ce veghea bagajele. Așteptarea nu-i deloc ușoară, în special când stai pe un scaun câteva ore și te tot uiți pe ceas să vezi cât a mai trecut. E uimitor ce le întrece timpul când te uiți la ceas, nu-i așa? Dacă ai fost recent în Paralia Caterinii, ai remarcat că există același sistem. Eliberarea camerelor are loc la ora 9, iar plecarea spre țară la orele după amiezii. Doar că acum toată lumea știe acest amănunt. Acum câțiva ani, turiștii fie nu dețineau această informație, fie se făceau că nu știu, cu toate că acest amănunt era scris în contract. Dacă petreci o săptămână în concediu, iar la plecare orele nu sunt cele mai potrivite, nu sta lângă bagaj. Bucură-te de acele ore, savurează o cafea, răsfață-te cu ceva dulce, lasă vântul să te mângâie și soarele să te ia în brațe. Dar revenind la poveste, ei bine, turiștii erau deja cu capsa pusă. Din păcate, nu am făcut prea mulți kilometri, doar vreo 5, că autocarul s-a oprit. Căzuse crucea de la cardan, iar fără această piesă, mașina, autocarul, nu funcționează. La scurt timp a venit un alt autocar care ne-a întors în stațiune, iar conform mecanicului, toată treaba nu ar fi trebuit să dureze prea mult, doar că a durat. Orele treceau, tensiunea creștea, ajungând la cote alarmante. Țin minte că pe la ora 23 m-am ascuns căci turiștii dădeau vina pe mine, căci că eu sunt vinovată că autocarul s-a stricat, că ar fi trebuit să verific motorul autocarului înainte de plecare. Dar să ne înțelegem, nu e vina ghidului dacă autocarul se strică și nici șoferii nu sunt de vină. Autocarul e o bucată de tablă care se mai strică, exact cum se strică și mașina mică. Da? Și de obicei se strică atunci când ți-e lumea mai dragă. Doar că în astfel de situații, lumea, turiștii, caută un vinovat, iar vinovatul e fie ghidul, fie șoferul. În cazul de față, eram eu de vină. Turiștii, simțind nevoia să mă crucifice, au întocmit o hârtie document, în care scria că trebuie să le plătesc daune morale pentru acest incident și că se vor adresa instanței pentru acest lucru. Hârtia aceasta document fusese semnată de toată lumea din autocar. Pe atunci nu cunoșteam legislația și nu știam că turiștii nu se pot îndrepta contra mea pentru astfel de situații. Oricum, eram speriată și fără experiență.
Dar în cele din urmă, pe la ora 24, a venit și autocarul după noi. Îți dai seama că era scandal. Dar până la urmă, lumea s-a îmbarcat și am pornit la drum. Doar că n-am făcut 70 de kilometri, nu ajunsesem în Salonic, că dintr-o dată fum în autocar, iar cineva din spate a început să strige: opriți autocarul, ne dați foc! Repede șoferul a tras autocarul pe dreapta, turiștii au țipat, au coborât din autocarul ce era deja plin de fum, un fum gros de puteai să-l tai cu cuțitul. Ei bine, nabelea! Se rupseseră, de fapt, curelele autocarului. Pe atunci, șoferii erau pregătiți cu curele de schimb, dar și cu ciorap de nylon, pentru astfel de situații. Curelele de rezervă fuseseră folosite, dar, slavă cerului, aveau ciorapi din nylon. Durează ceva până faci această trambalare. Îți ia ceva timp să rezolvi problema, timp în care turiștii mei erau deja puși pe fapte mari. O doamnă a strigat în gura mare cât de tare au ținut-o plămânii că moare. Și astfel s-a întins în lanul de porumb, iar după nici 5 minute, toți turiștii, fără exagerare, 50 de oameni erau întinși în lanul de porumb și cu toții își dădeau ultima suflare. Cu ultimele puteri, strigau să le pun la dispoziție un alt autocar, căci în acesta ei nu se mai urcă. Încercam să le explic că nu am de unde să scot un alt autocar, dar era în zadar. Turiștii, morți de nervi, de stres, de nesomn, nu mai reacționau și nu mai aveau capacitatea de a înțelege că pentru un alt autocar să vină după noi din țară, ar fi trebuit să stăm în câmp ore multe să-l așteptăm. Șoferii încercau să repare cât mai repede pagubele la curele, dar fără lumină te miști ceva mai greu. O turistă știa însă limba greacă și a dat un telefon. Mai nu știu exact unde, să fie poliție, ambasadă, consulat. Zvonurile care circulau erau diferite. Cert este însă că a venit poliția. Doi polițiști masivi au coborât din mașină, au privit în stânga și în dreapta, iar toată lumea a arătat spre mine. Așadar, cei doi m-au luat la întrebări. M-au întrebat dacă sunt conducătorul grupului, eu am răspuns afirmativ, după care au vrut să știe ce e cu autocarul. Le-am explicat în limba engleză cele întâmplate, pe atunci nu știam niciun cuvânt în limba greacă, după care m-au lăsat în pace și s-au dus la turiști. Cu răbdare și interes, i-au ascultat pe turiști. Eu eram deja sigură că am să sfârșesc după gratii, dar într-un final autocarul s-a rezolvat. Problema era acum că turiștii nu mai doreau să se îmbarce. Ei bine, altă belea. Spre surprinderea mea, poliția a fost de partea mea, de partea ghidului și au înțeles situația. Cu poliția i-am îmbarcat pe turiști, căci aceștia refuzau invitația mea de a porni din nou la drum. Dar pe cei doi polițiști, turiștii nu i-au refuzat cu promisiunea că ne vor însoți. Și ne-au însoțit până la Salonic, după care fiecare a luat-o pe un alt drum. Oricum, odată îmbarcarea efectuată, am răsuflat și eu ușurată. Ei bine, ce se mai putea întâmpla? Ce șanse erau să se mai întâmple ceva? Statisticile spun că niciuna, dar viața bate filmul, bate statistica. Așadar, povestea continuă. Am ajuns cu bine în țară. Autocarul își vedea de drum, iar turiștii parcă reveneau la sentimente mai bune. Trecând prin diverse localități și orașe, îmi luam rămas bun de la turiștii care ajungeau acasă. De-abia așteptam să se termine cursa pentru a putea răsufla ușurată. În autocar mai erau vreo 20-25 de turiști, era ora 3 noaptea, eram ruptă de obosită și moțăiam și eu pe scaunul ghidului. Pe primul scaun, ce este foarte râvnit de toți turiștii, dar crede-mă, este cel mai incomod loc. Și cum moțăiam eu, mă trezește șoferul și cu durere în glas îmi spune, mă anunță că, din păcate, crucea de la cartan a căzut din nou și că autocarul nu se mai mișcă din acel loc. Era ora 3 dimineața și ne aflam în Lugoș, la 70 de kilometri de Timișoara. Profitând de faptul că turiștii dormeau, am sunat la firmă să anunț cele întâmplate și să vedem ce-i de făcut pe mai departe. Răspunsul lor a fost simplu, scurt și la obiect.
descurcă-te și du-i acasă. Șoferul mi-a dat un card, iar persoana cu care vorbeam mi-a spus foarte clar: toate cheltuielile se justifică cu chitanță sau cu factură, astfel sunt bună de plată. I-am trezit pe turiști și i-am anunțat cele întâmplate. Apoi am chemat taxiuri să ne ducă la gară, doar că surpriză, ei bine, de fapt două surprize, taximetriștii nu doreau să taie bon, iar eu îi amenințam că nu plătesc nimic fără bon, iar la gară aflu că CFR este în grevă. No, la asta nu mă așteptam și sunt convinsă că nu te așteptai nici tu. De la Lugoș am luat un personal. Era în jur de ora 6 dimineața spre Timișoara. Și credeam că în gara Timișoara voi afla toate răspunsurile și voi găsi rezolvarea problemei. Ce-i drept, găsisem variante pentru toți turiștii să-i trimit acasă, doar că cei de la contabilitatea CFR nu doreau sau nu puteau să-mi emită o factură pentru toate biletele cumpărate și nici nu doreau sau nu puteau să-mi dea o hârtie pentru turiști care să ateste faptul că aveau bilete de drum. Nu uita, aveam nevoie de bilete în original, trebuia să justific cheltuielile. Așadar, ce crezi că am făcut? Tu ce ai face? Sunt foarte curioasă să aflu răspunsul tău. Eu m-am plimbat cu trenul, cu toți turiștii după mine, și n-a fost deloc plăcut. Stăteam cu toți în același vagon, dar în compartimente diferite. Cum mă vedeau, cum începeau să se plângă. Ba că-i dor picioarele, ba spatele, ba că au picioarele umflate, ba că nu vor mai călători vreodată, ba că-mi bat joc de ei, ba că mă paște judecata și aici, și pe pământ, și în cer. Și eu eram obosită, și eu aveam picioarele umflate și creierii vraiște, dar nu aveam cui să mă plâng și tocmai de aceea devenisem imună la înjurături și la blestemele lor. Orele treceau foarte greu. Știi că uneori avem impresia că timpul trece foarte repede și alteori că trece foarte încet. Percepția timpului pe care o folosim în viața de zi cu zi este expusă forțelor exercitate de către experiențele pe care le avem. Ei bine, timpul trecea foarte greu și mai greu ne deplasam, dar în cele din urmă am lăsat în satul mare ultimii doi turiști. Eram atât de obosită încât nu mă mai interesa cum ajung acasă, nu mă mai interesa partea cu cheltuiala și cu transportul. Și astfel, din gară, m-am urcat într-un maxi-taxi care nu dădea bon pentru bilet, stăteam în picioare, înghesuită, precum o sardea în conservă și mă rugam în gând să se elibereze un loc pentru a mă putea așeza. La un moment dat, rugăciunea mi-a fost ascultată, iar un loc s-a eliberat. Și precum un vultur ce își vede prada de la distanță și o înhață, așa și eu am înhățat locul respectiv, punând stăpânire pe el. Nu m-a interesat că sunt persoane în vârstă care vor să se așeze, de-abia îmi puteam ține ochii deschiși. Iar la un moment dat, s-a rupt firul, am adormit. Nu știu cât am dormit. Știu doar că m-am trezit în autogara de la Baia Mare, șoferul spăla geamurile, eu eram buimacă, la care el îmi spune: "O, vai, tu l-ai, Doamne, bine că v-ați trezit, că am crezut că ați murit." M-am pus să spăl geamurile că n-am reușit să vă trezesc. Eu am coborât mai apoi din maxi-taxi și am mers la un taxi să mă duc acasă, doar că nu-mi puteam ține ochii deschiși, nu puteam scoate cuvinte pe gură, nu mă puteam exprima, iar ochii mi se tot închideau. Șoferul mă tot scutura și mă întreba: ce-am fumat, mă, des în halul ăsta? Și pe atunci nu existau telefoanele deștepte din ziua de astăzi, nici GPS nu era, așadar trebuia să explic exact unde vreau să ajung. Spuneam două cuvinte și ațipeam, șoferul mă scutura, îmi dădea două, eu din nou mai spuneam două cuvinte. Cert este că într-un final am ajuns acasă, am intrat pe ușă, am anunțat că am ajuns, am mers la mine în cameră la somn. Nu știu cât am dormit, să fie o oră, să fie trei sau poate cinci. Îmi aduc însă aminte că tata a venit și m-a trezit spunându-mi că au venit șoferii după mine, că trebuie să plec într-o altă cursă. Așa că m-am trezit și am plecat. Fiecare meserie are provocările ei,
Când ieși din zona de confort, nu este deloc ușor, dar am refuzat să mă las învinsă de gura rea a turiștilor. Mi-am dorit să descoper noi oportunități, să mă dezvolt, să evoluez, să învăț lucruri noi, să-mi înving temerile. Nu mi-a fost frică de schimbare și astfel am evoluat din punct de vedere emoțional, personal și profesional. Ce aș schimba acum dacă aș putea? Ei bine, clar, autocarul! Dar, lăsând gluma la o parte, cred că m-am descurcat excelent în condițiile date. Repet, nu aveam experiența pe care o am acum în această meserie, nu știam atât de multe tips and tricks despre comunicare și despre lucrul cu oamenii. Am învățat din mers despre responsabilitate și cred că m-am adaptat destul de bine la tot felul de situații care m-au obligat să iau decizii neașteptate pentru a duce îndatorirea la bun sfârșit. Dacă tu ai fi fost în situația mea, poate ai fi reacționat diferit. Inevitabil putem avea păreri diferite. Însă aceste diferențe de opinie pot fi constructive, de aceea este important să ascultăm și să comunicăm. Aștept părerea ta în comentarii și nu uita să te abonezi și nu uita să dai click pe clopoțel. Te-am pupat și sper că ai urmărit acest video până la final, chiar dacă a fost un video foarte, foarte lung. Te-am pupat! Sănătate multă și toate cele bune!